De sărbători aveți ocazia să scăpați de frigiderele, mașinile de spălat sau aspiratoarele uzate și să le înlocuiți cu unele noi, cu ajutorul programului Rabla pentru electrocasnice. Începând de vineri 19 noiembrie se dă startul înscrierilor pentru o nouă sesiune, iar doritorii au la dispoziție o săptămână să-și facă cont de utilizator pe site-ul oficial. Noua sesiune, care urmează să aibă loc în decembrie, are un buget alocat de 34 de milioane de lei, iar programul se va desfășura în trei etape care durează câte o săptămână. În prima etapă, care va avea loc în perioada 25 noiembrie-2 decembrie, vor fi generate vouchere pentru mașini de spălat și aparate frigorifice. În cea de-a doua etapă se vor da vouchere pentru televizoare, laptopuri și tablete. În etapa a treia este rândul aparatelor de aer condiționat, uscătoarelor de rufe și aspiratoarelor. Voucherele sunt în valoare de 400 de lei pentru mașinile de spălat, aparate de aer condiționat, frigidere, televizoare, clasa energetică E și uscătoare de rufe. De asemenea, vor fi puse la dispoziție vouchere de 500 de lei pentru laptopuri, de 300 de lei pentru tablete și 200 de lei pentru aspiratoare. Noutatea ediției de sărbători este că au fost introduse mai multe tipuri de televizoare. Astfel, clasa energetică pentru televizoare se modifică de la E, cât este în prezent, până la clasa G. Precizăm că după ce vă înscrieți și primiți voucherul, magazinul ar urma să vă ridice aparatul vechi, iar clienții au la dispoziție 15 zile să-și cumpere unul nou.